și astăzi mergem până la Chionixe cu bicicletele. O zi faină, sperăm să nu vină ploaia, că în spate se văd nori urâți, dar în față e semn. Avem o așa, cea mai șmecheră. Trebuie să-i depășim pe noi și ăștia. Vertes Gardelandi e super fain, prinde mult. Long time no see, ha? Am apucat de biciclete în ultimul timp, am făcut câteva ture și acum încerc să mai postez din când în când pe YouTube. Hai să vedem ce iese. Cam așa se prezintă situația. E un pic înnorat. Bate un pic vântul câteodată, simt că ia bicicleta. Da, a mers. Ce sunt superbi. Încă e zăpadă pe ei. Wow. Bate vântul într-un mare fel. S-au pus bolovanii pe casă. Avem un pic de grebă și munți în față. În față se vede Vatsmanul, doar se trece mai zic de copaci ăștia. Superb. Acum 2 ani am fost pe el. Poate că de gravel super șmecheră. Faină, faină. Da, cum arată, zici că e de mountain bike, dar e de gravel. E șmecher. O mină de sare, după că acum nu e nimeni. De obicei, sunt foarte mulți turiști pe aici. Acum... așteptat mai mulți munți. Mai 4 km până la finiță. Am ajuns la Chionixe. Hai, am ajuns la Chionixe. Acolo e un casteluș. Acolo sunt garajele de bărci. Și aici Sky. Aici sunt bicicletele noastre. Flavia. Arate. Ăla e copilul lui Flavia. Primatura mai lungă așa pe anul ăsta. Super. Flavițe? Ne-a prins ploaia. Tocmai ne-a prins ploaia, Flavițe. Da? Păi ne-am făcut la până. Hai!
Da, da. Am plecat de la Chionixe. E foarte multe leurdă pe aici. Superb, e tot verde de la leurdă. Oamenii plec leurdă. Wow, gravel. Un pic de apă. Ce-ai spus, Flavia? Da, fain, cu leurdă pe lângă. Leurdă! Aici, în Austria, Germania, sunt nebuniți oamenii cu leurdă. Eu mâncam când eram mic, la Satina. Tura de astăzi, o flaviții în spate. Da. Cred că când îmbrățește tot, e încă iarnă aici, toamnă, primăvară, toate rotipurile. Uităm și pe niște oameni prin grădina, acum aștept pe Flavia să vede. Tot găsim gravel-uri de astea și tot le pierdem și afară plouă. Super frumos pe aici, arată plouă. Și să ne bătuți destul de teu. Abia aștept să ajung undeva la scoceale. Unde trebuie să mergem, e închis. Trebuie să ocolim. Un drum fain, așa bătătorit, atâta că are niște gropi și tot dau în ele. Moșii stau la hotel acolo. Fain podul, super. Și casa asta aici, cred că e bună. Am făcut o pauză. Flavia cea mai fericită. Și o să fericit, mor. Îți mor de fapt. Tu ești mor de fapt? Ce-am mai? Ce-am mai? Wow. Suntem pe drumul de întoarcere, ne-a prins ploaia. Greu, greu, greu aici. Păi dacă nu simt vitezele, e greu, Flavia. Mama, acum da, să mă uit un pic și vine să filmez, dar până mai ne interupe pe nici să filmez. Am zis că mor, am zis că nu ajung acasă, la vei în spate, bagă, mi-am pus gurgele pe cap, peștile deasupra. Gata, ne așteptam să vină ploaia, dar nu mă așteptam să ploaia, e așa tare. Aproape am ajuns acasă. Mai avem vreo 10 km. Tu de azi pe aici. Nu mai pot spre sandwiches. Mai merg cu viața mea. Vine podul și ajungem acasă. Am luat un autobuz. Mi-a prins ploaia. Am pierdut un autobuz, noroc că s-a oprit ploaia, mai avem primul de acasă. Abia aștept să fac un duș ferbinte. E atât de frig, mă dorm mâinile pe ghidot. Papuciul mi se prinde apă. Mamă, aventura strigatură. Vedeți dacă n-am mers? Când am mers și m-a dat piatra aia în buză. Vai de pula mea, am zis că nu mai plec niciodată pe ploaie. Mă, n-am putea așa un vânt de ăla cu ploaia, așa cumva. Dani la Fraga. Eu mă gândeam să chemăm un Uber. Dar noroc că am văzut autobuzul ăla. Hai, că aproape am ajuns. Hai, până data viitoare, pusi, pa!